Bine ați revenit la mine pe canal! Înainte să începem, nu uitați să dați un like, să vă abonați și să comentați în legătură cu clipul. Astăzi vom vorbi despre blesteme care au schimbat istoria. Ce este blestemul? Blestemul este o invocare a urgiei divine asupra cuiva, pentru a păstra lucrurile într-o ordine stabilită, însă uneori, repetarea unui eveniment tragic la anumite intervale sau evenimente care declanșează o nenorocire sunt văzute în aceeași notă a răului fatal. Totuși, dincolo de invocațiile magice și superstițiile de orice natură, există nenorociri care se petrec nu doar din pură coincidență. Iată câteva cunoscute blesteme care au schimbat fața istoriei. Blestemul cântecului sinucigaș. De numele pianistului și compozitorului maghiar Rázo Seles se leagă o poveste sinistră. Se spune că încerca de foarte multă vreme să dea lovitura cu unul dintre cântecele sale. Cele mai multe erau respinse, lucru care ducea inevitabil la certuri cu soția sa. În cele din urmă, într-o duminică, aceasta l-a părăsit. Singur și deprimat, Seles s-a așezat la pian. Apoi, aruncându-și privirea pe fereastră, a văzut cum pe cer se strâng nori negri și începe o ploaie tristă de toamnă. Ce duminică mohorâtă, a gândit Seles și a început să improvizeze la pian. În mai puțin de jumătate de oră, compozitorul a scris un cântec întreg, cu o melodie și un ritm ciudat, foarte deprimant și trist, l-a numit Duminica Mohorâtă. Surprinzător, un producător muzical i-a acceptat piesa, care a fost distribuită în întreaga lume. Totuși, la puțină vreme după ce cântecul a fost înregistrat și pus în vânzare, au început o serie de lucruri bizare legate de melodie. În Berlin, un tânăr a cerut unei orchestre să-i intoneze melodia. Apoi, bărbatul a mers acasă și s-a împușcat în cap. Înainte de a face acest gest, le-a spus rudelor sale că se simte foarte deprimat după ce a ascultat un cântec nou pe care nu și-l mai putea scoate din minte. După o săptămână, o tânără femeie a fost găsită spânzurată într-un apartament din același oraș, Berlin. Poliția a găsit un disc cu cântecul Duminica Mohorâtă în dormitorul acesteia. După două zile, o secretară din New York s-a gazat, lăsând înscris ca la înmormântarea ei să se cânte Duminica Mohorâtă. La nicio lună, un alt newyorkez de 82 de ani s-a aruncat de la etajul 7 după ce cântase melodia mortală la pian. Cam în aceeași perioadă, un adolescent din Roma a auzit melodia, după care s-a aruncat de pe un pod. Presa vremii din întreaga lume a început să scrie despre tot felul de morți asociate cu melodia lui Seles. Astfel, un ziar din Londra scria despre cazul unei femei care pusese discul cu Duminica Mohorâtă la volumul maxim, astfel înfuriindu-și vecinii. La un moment dat, discul se blocase și cânta la nesfârșit același fragment. Enervați la culme, vecinii au început să bată la ușa femeii, însă aceasta nu mai răspundea. Au spart ușa și au găsit-o pe femeie moartă după ce luase o supradoză de medicamente. Lunile treceau și tot mai multe astfel de cazuri erau raportate. Acest lucru i-a determinat pe șefii de la BBC să interzică să se mai difuzeze melodia la radio. În Franța, Seles i-a scris soției sale rugându-o să-i fie din nou alături. În schimb, a primit o scrisoare de la poliție în care era informat că soția lui se otrăvise, lângă ea fiind găsită o copie a Duminicii Mohorâte. Vremea celui de-al doilea război mondial a așezat tăcerea asupra evenimentelor legate de misteriosul cântec. Blestemul lui Superman. Cei mai populari actori care au jucat rolul lui Superman au avut o soartă tristă. George Reeves a fost primul lovit de blestem. Acesta s-a sinucis în condiții destul de misterioase. Christopher Reeves, actorul care a luat chipul personajului în primele filme, a rămas paralizat după ce a căzut de pe un cal.
Nici creatorii personajului Superman nu au beneficiat de o soartă prea bună. Jerry Siegel și Joe Shuster au vândut ideea de milioane de dolari revistei cu benzi desenate, unde erau angajați pentru suma ridicolă de 130 de dolari. Apropiații celor doi au afirmat că cei care au pus blestemul asupra personajului au fost tocmai Joe și Jerry, deoarece nu au fost răsplătiți la adevărata valoare a muncii depuse atunci când l-au creat pe Superman. Cea mai ciudată și controversată speculație pune moartea președintelui american J.F. Kennedy pe seama blestemului lui Superman. Chiar înainte de moartea sa, consilierii de imagine ai președintelui au aprobat o poveste în care Superman rostea aceleași mesaje ca și oficialul american. Revista cu benzi desenate unde trebuia să apară povestea era planificată să vadă lumina tiparului în aprilie 1964, însă Kennedy a fost asasinat în noiembrie 1963. Zvonurile legate de un posibil blestem ce planează asupra lui Superman i-au determinat pe cei mai mulți actori să refuze să mai joace acest rol. Blestemul diamantului Hope. Celebrul diamant datează din 1642 și este cunoscut pentru culoarea remarcabilă, mărimea și istoria lui. Diamantul Hope are o culoare de un albastru profund și are 45,52 de carate. Este prins într-un colier înconjurat de 16 diamante albe, însă bijuteria este celebră și pentru ghinionul pe care îl aduce. După cum spune și legenda, un anume tavernier a făcut o călătorie în India și dacă tot era acolo, a furat diamantul din fruntea sau ochiul statuii zeiței hinduse Sita. Ca pedeapsă, tavernier a fost sfâșiat de viu de câini, fiind într-o călătorie în Rusia, la scurt timp după ce vânduse diamantul. Regele Louis al XVI-lea este posibil cel mai celebru deținător al podoabei prețioase, blestemul ajungându-l și pe el, fiind decapitat împreună cu soția sa, regina Maria Antoaneta. În cele din urmă, diamantul a fost donat Institutului Smithsonian. Acum diamantul Hope este expus la National Mineral Collection din cadrul National Museum of Natural History. Blestemul Poltergeist. Blestemul Poltergeist este legat de circumstanțele ciudate în care oamenii care au lucrat la acest film au murit. Mai exact, 4 dintre actori au murit în cauze neobișnuite în perioada dintre prima parte a filmului și cea de-a treia parte, unul dintre ei murind chiar în timpul filmării părții a doua. Dominic Dunn, actrița de 22 de ani care a jucat rolul lui Dana în primul film, a murit ștrangulată de către partenerul ei gelos în 1982. Heather O'Rourke, actrița de 12 ani care a interpretat rolul lui Carol Ann în toate cele trei filme, a trecut în neființă în 1988. Julian Bake, actorul de 60 de ani care jucase rolul lui Ken în Poltergeist 2, a murit de cancer la stomac, însă fusese diagnosticat înainte să primească rolul. Will Simpson, 53 de ani, care a jucat rolul lui Taylor, a murit după o complicație în urma unei operații la rinichi. Se pare că acest blestem provine de la faptul că scheletele care apar în primul film sunt schelete adevărate, dezgropate din mai multe morminte. Actrița Jo Beth Williams a declarat într-un interviu că într-adevăr producătorii Mark Victor și Michael Grace au recunoscut că scheletele folosite în Poltergeist 2 erau reale și că au chemat preoți care să protejeze platoul de filmare împotriva spiritelor. În plus, casa din California unde s-au filmat scenele a fost distrusă de un cutremur în 1994. Jo Beth Williams povestea cum de fiecare dată când se întorcea de pe platourile de filmare, găsea pozele de acasă de pe pereți strâmbe. În timpul unei ședințe foto pentru Poltergeist 3, după ce s-au developat pozele, s-au văzut că fața actriței Zelda, Rubinstein, era acoperită de o lumină albă. Se spune că fotografia fusese făcută exact în momentul în care mama actriței murise.